aș enumera aici participanți din țările din zona noastră a României, Croația, Cehia, Slovenia, Bulgaria, Ucraina, România, Rusia. Iată, toți s-au întrunit aici, toți cu gânduri bune și cu tot sufletul au depus efortul să prezinte pe pânză sufletul lor, bucuria de a vedea aceste locuri frumoase și nu numai, și oamenii care trăiesc pe aceste meleaguri. Cei 15 pictori veniți din 7 țări pentru a participa la ediția a 4-a Taberei Internaționale de Pictură s-au lăsat impresionați și inspirați de frumusețile locale bucovinene. Acestea s-au concretizat în peisaje lucrate pe pânză, în tablouri grafice, natură statică sau chiar în portrete imortalizate pe suporturi mai puțin convenționale, precum piatra. Printre invitații speciali s-a numărat și pictorița Nicoleta Zagora. Artiștii veniți la Horodnic la Tabăra de Pictură au avut parte și de un program destul de plin pentru a cunoaște cât mai mult din cultura bucovinană. Astfel, sâmbătă au participat la Festivalul Întâlnirii Bucovinene de la Câmpul Lung Moldovenesc, iar duminică și-au rezervat ziua pentru vizite la mănăstiri.